dimineața, părinte. Bine ne-am regăsit într-un loc sacru. Da. Putem să spunem că de data asta suntem într-un spațiu al sacralității, pentru că suntem chiar la ieșirea din, hai să-i spunem, Ulpia Traiana Sarmisegetuza, sau pe lung, cum era numele oficial, Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmisegetuza. Suntem la 40 de kilometri de Sarmisegetuza Regia. Suntem într-un spațiu ridicat de împăratul Traian între 108-110. A fost ridicată prin defalcarea veteranilor și lăsarea lor la Vatro Parte. Generalul guvernator Decimus Terentius Caurianus, aici trebuie să spun că există o monedă editată și bătută, deși sună prost bătut în zilele noastre, bătută de acest guvernator, în care el este reprezentat trăgând brazda de întemeiere a Sarmisegetuzei. Trebuie să spun că întotdeauna se trăgea brazda, cu excepția porților. Locul unde erau porțile era întotdeauna lăsat nesăpat, arătând prin aceasta disponibilitatea la deschiderea cetății, dar și faptul că vor fi apărate de către pretorieni ca atare, de către pasnicii, dacă vrei, cetății. Sub Hadrian se adaugă titlul de Sarmisegetuza, Alexandru Severo decretează metropolis. Retragerea o afectează, dar nu în atât de măsură în care, într-o măsură atât de mare încât credeau cei dinaintea noastră. Cetăți pe linia Deva-Sibiu arată inclusiv o prezență mult mai în timp acestei, cum să-i spunem, fortificații, care avea să influențeze mult ca model foarte mult din ceea ce avea să însemne apărarea Transilvaniei de Sud. Are o piață locală pe care o vom povesti în muzeu, ca să nu ne prindă ploaia cu totul. Sunt construcții aflate la îndemâna noastră și care pot fi văzute dinspre șoseaua care leagă Hațecul de Caransebeș. De aceeași măsură, o parte din cetate este acoperită, dacă vrei, de o perdea de pomi. O să discutăm în muzeu mai pe îndelete lucrurile legate de construcția și de cultura legată de Sarmisegetuza Ulpia. Să spunem doar atât că am ținut să începem de aici emisiunea pentru a le arăta oamenilor că există locul și că încercarea noastră de a le povesti pe mai departe povestea acestui loc merită dusă până la capăt. Mergem în interior și continuăm. Mergem să vizităm muzeul și să rămânem în muzeu să putem povesti liniștiți. Mulțumim! Dacă în situ arheologic ne-am făcut așa o idee despre ce a fost aici și ne-am cuprins pe aia, și au continuat să filmeze și sper să avem, sunt convins că vom avea. Aici ne dăm seama mai bine despre... Nu neapărat mai bine, dar suntem într-un spațiu, o școală transformată într-un muzeu arheologic al Sarmisegetuzei. Clădirea e ceva mai veche, dar destinația este nouă. Un spațiu în care se încearcă recondiționarea, dacă vrei, imaginii umane dintre ziduri. Suntem colegi aici cu tot felul de experți în tot soiul de... Nu știu de ce a numit la un cornicen, dar nu mă bag. Dar observ, suntem într-un spațiu în care li se propune celor care vizitează. Veți auzi din când în când probabil clopoțelul pe înregistrare. Sper să se audă cât mai des, ca să intre cât mai mulți oameni. Cât mai mulți oameni, da, care să vină. Un spațiu care reconstituie într-un fel sau altul așa tihnit, liniștit și ferit de tot soiul de alte probleme. Ulpia, colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmisegetuza. Repet, Sarmisegetuza e numele dat târziu de Hadrian. Alexandru Severi de metropolis, un metropolis care se întindea, trebuie să știi că se întindea din proteja tape. Am zis eu, termopilele române, porțile de fier ale Transilvaniei, care făceau legătura între sudul Carpaților și trecerea spre actuala Transilvaniei. E o metropolă care păzea zona de la Tibiscum, de la Jupa, până la Micia, colega, prietena noastră din emisiunile trecute. Da, da, da. E important să spunem că se află la 1200 de metri altitudine, la cota 531 de metri de la nivelul mării ca atare. E o zonă care, sigur, a prins bine veteranilor care s-au dislocat aici.
Sunt până la intrarea Jiului în defileu, făcea pază și proteja zona. Sunt case la Tibis, cum Voiscova, Micea și Bumbești. Are o mărime de 30.000 de metri pătrați, ceea ce nu e deloc puțin. Pe aici trecea drumul către Dunăre și către Porolisum și spre Moigrad. Așa era o răstignire de drumuri. E clar că n-a ales-o întâmplător. Gardinizarea a fost fixată la 101-102. Prima dată sunt convins că a fost o tabără de lemn întărită, pentru că era foarte aproape de, cum se spune, de aprovizionarea cu trupe a bătăliei de la Sarmizegetuza Regia. Este oraș, pe amplasamentul taberei militare avea să se facă acest oraș pe care Traian l-a vrut capitală. O capitală în care a început să lucreze la modul cât se poate de serios imediat după victoria asupra dacilor. Avem de fapt un patulater cu laturile rotunjite. Dacă vrei, ca o să vezi, sunt niște marmure la strei care sunt la fel de rotunjite ca aceste colțuri. Sunt 32,4 hectare, al o lungime de 600 de metri, o lățime de 540 de metri și un zid înalt de 4-5 metri, spunea lumea. Ce găsim în el este foarte simplu de văzut. Sper că din dronă, cel puțin, Teo al nostru a surprins suficient de multe. Avem un for clădiri administrative și religioase, iar în afară sunt case, gospodării. Ți-aduce aminte că la Micii am aflat că la un dat se acordă dreptul după bătălia cumplită prin care au trecut, inclusiv civilii pot intra în castrul roman. Între 117-118 are loc răscoala sarmaților. Este înăbușită de Quintus Marcius Turbo. Turbo ăsta îi se potrivește, adică e exact la ce te gândești, de acolo îi vine numele. A fost foarte sângeros în bătălie. 118 îi se ridică o statuie drept mulțumirii lui Hadrian că a salvat cetatea, iar în 119 o inscripție cu demulțumire adusă tocmai lui Turbo. Ele se află în muzeu. În 166 după Hristos are loc atacul marcomanilor. Cum să spun, e mai mult decât o bătălie aceasta, pentru că durează ceva mai mult și violența acestora este extremă. Micii a fost rasă de pe fața pământului cu ei. Apoi și ei sunt înfrânți și de către liberii Marcus Aurelius. Sunt 172 de monumente de mulțumire. Îți dai seama prin ce a trecut zona dacă mulțumirea a fost atât de mare. La 213 după Hristos, Caracala e prezent în Dacia cu victorii în nordul Daciei și în Panonia. Lui Alexandru Severus, între 222-235, se acordă și lui trei inscripții. Orașul primește titlul de Metropolis și instituie Concilium III Daciorum. Adică suntem într-o plină dezvoltare. La 241, la Sarmizegetuza, Conciliul celor trei Dacii, Dacia Porolisensis, Dacia Apulensis și Malvensis, s-a închinat împăratului Gordian al III-lea, 238-244. Se rup oarecum și se închină un împărat, apoi aceasta consemnează documentele. Are loc invazia carpilor în timpul lui Filipus, apoi procuratorul Apuleius este și el pomenit, bate carpii, înfringe pe aceștia, iarăși monumente de mulțumire. Conducerea orașului ridică și lui o statuie lui Iulius Filipus, Nostro Divino Domino. În 250 Decius este celebrat ca Restitorum Daciarum. Ulpia ridică statuia și pomenește ca un apărător împotriva carpilor. Ultimul mai pomenit de către documentele acestea arheologice, documentele de piatră, dacă vrei, este Galienus între 253-268. Începe să scadă deja circulația monetară, populația începe să fie sărăcită, se apără în amfiteatru transformat în fortăreață. Dacă te întreb unde ai mai auzit povestea aceasta, la Roma, în Coloseum, da? Exact. Deci aceeași tendință de a intra cât se poate în amfiteatru. Are loc apoi năvălirea hunilor, care instituie un haos total și Ulpia Traiana este adusă la pământ. Pentru mine a fost pasionant că am reușit să citesc în perioada aceasta de documentare două cărți ale lui Hadrian Daicoviciu, lui Constantin Daicoviciu, de fapt, și apoi una împreună cu Hadrian Daicoviciu, la o distanță de câțiva ani. Prima apare în 39. O carte a volumului pe care am avut în mână este dăruit lui Nicolae Bălan de către autor. Primele săpături au fost cât se poate de temătoare oarecum și foarte echilibrate, au intuit ce se întâmplă, au constatat că o parte din casele de jur împrejur au fost construite din pietre luate din cetate și așa, din intuiție, au început să sape mai adânc și să descopere la suprafață o bijuterie de
cetate română. De fapt. Avem un amfiteatru din prima jumătate a secolului al doilea, inclusiv lupte cu gladiatori, probabil teatru și reprezentație. Intrau 5.000 de persoane, ceea ce arată că cetatea era suficient de populată. Avem un templu al zeiței Nemesis, venerată și ea de gladiatori. Avem cu semnele acestea legate de balanță, grifon, apoi roată. Sunt lucruri care, vezi, din numai specialiști le pot intui. Noi le privim, ne gândim și atât. Apare Palatul Augustalilor, Edes Augustalium. Avea o intrare în for, directă în for, sediul Ordinului Augustalilor, o corporație foarte influentă, organizatoare de sărbări, de în 3 ianuarie îl prăsuneau pe împărat, era un fel de echipă de apropiați, dacă vrei, erau foarte influenți. Templul Liber Pater, Domnus et Donna, Esculapius et Hygia, Mitra, zeii palmireni, când au început să apară soldații din zonă, un templu mare al zeului Silvanus, un horeum, dacă te întrebi ce e, un depozit de cereale foarte mare, un pretorium procuratoris, adică sediul procuratorului financiar al Dacia Apulensis, ceea ce spune foarte multe despre zona, forumul lui Traian, forum novum, capitoliul, locuințele care sunt identificate insular oarecum și o necropolă estică. Avem în aceeași vreme, și asta m-a impresionat foarte mult, avem magazine, taberna, piața de animale, forum boarium, piața de pește, forum piscatorium, piața de ulei, forum oleatorium, ereria, camere de tezauri și ceva și altele de genul acesta. Era un oraș în toată regula. Și să spun, avea și vecinătăți, avea Vila Rustica, ferme, la Hobița, la Sfântă Maria Orlea, unde este și superba biserică medievală. Avea în apropiere izvoare termale la Acve, la Călan sau la Germisara, nu, Georgiu, băi, știm, am văzut la Micia ce terme uriașe au avut. Și putem spune că avea un teritoriu de la Ampelum, din Slatna, până la Dierna, către Orșova. Traian a lăsat un oraș, dar restul de jur împrejur cu metropola ca atare, sau dacă vrei, zona metropolitană, cum o numim asta, ar fi 11 orașe. Cea mai importantă descoperire din punctul meu de vedere astăzi, privind ca un om modern, este Capitoliul de la Ulpia Traiana Salmisegetusa. E cultul lui Jupiter și al triadei capitoline. Acolo avem așa pe Jupiter, Iunona și Minerva. Descoperirea este ceva mai recentă, nu e chiar de ani foarte mulți. E cunoscut ca un cult intrat în cultul populației odată cu fundarea Republicii pe la 509 înainte de Hristos. Gândește-te bine că nu avem un 509 înainte de Hristos, dar avem partea finală a acestui cult, pun ghilimele, cu zeități republicane. Este un loc de aclamare al împăraților, al magistrații își preluau funcția în Capitoliu sau se sărbătoreau victoriile unor generali. Cetatea de la Ulpia era așadar cetate dăruită cetățenilor romani. Ei tot făceau parte din familia lui Traian, se chema tribul Papiria. Cu alte cuvinte, cei care se așezau aici și deveneau cetățenii Ulpiei Traian erau din neamcul Traian, erau oamenii din familia Papiria. Între 2007 și 2011 au fost cercetări în Capitolul de la Ulpia Traiana Salmisegetusa, făcută de Ioan Piso, și apare ca, dar prima idee de Capitoliu roman a apărut ceva mai vechi la un profesor, Ștefan Moldovan, în 1853, cel care identifică Forum Novum și spune că este posibil ca acesta să fie lucrul cel mai important, de fapt, în construcțiile de aici. Aveau să se descopere între timp fundațiile, 1,3 metri, un bloc de 80 pe 40 pe 40, este imens, dacă te gândești, și altele de genul acesta, adică un întreg areal în care cercetările arheologice continuă. Eu mă întorc la prima carte, aceea pe care am citit-o lui Constantin Daicoi, și a rămas extrem, extrem de impresionat de simplitatea descrierilor. De altfel, un volum pe care l-am primit în timpul filmărilor de ieri, pe care telespectatorii noștri l-au văzut acum câteva săptămâni, am primit de la colegele de la Muzeul de Civilizații Dacice și Romane. Și Romane de la Deva, cărți, un volum în care apar inclusiv fotografii cu pasnici acestor locuri, cu oamenii care au tezaurizat prin cultura lor proprie tot ceea ce este de tezaurizat aici, la sus la Salmisegetusa Dacă, din Orăștie, din Munții Orăștiei, o persoană extrem de simplă, un om care a știut ce are de făcut. Aici, oamenii din jur care informau foarte corect tot ceea ce însemna, de fapt, cunoașterea despre aceste
Noi le spuneau acum situri arheologice, ei le spuneau tălpi de țară. Suntem așadar în plină istorie romană. Suntem legați într-un fel sau altul de cultura învingătorilor mai mult decât de cea a învinșilor. Dar în aceeași măsură trebuie să spunem că toată învingerea dacilor a dus la o dezvoltare verticală a unei vocații, îndrăznesc să spun, mult mai europene decât ale multora din Europa. Ai văzut și o să vadă și telespectatorii noștri în câteva filme și imagini. Imaginile împăraților sau ale celor care într-un fel sau altul și-au legat viața de cetate. În spatele tău eu văd de aici moneda aceea bătută cu prilejul deschiderii Ulpiei Traiana și cât de important este să înțelegem o dată în plus că în ciuda faptului că au ucis fără îndoială, că au maltratat fără îndoială, au venit și ca un factor civilizator care în foarte multă vreme au ridicat calitatea locațiilor sau, într-un fel sau altul, poate s-au aliniat la calitatea construcțiilor anterioare. Dacii nu au fost nici ei niște înapoiați și mi-ar place să ștergem din mintea unora că erau doar niște rânjiți în ploaie cu coțitele între dinți. Un neam foarte sobru, extrem de influent la vremea potrivit, la vremea aceea. Să nu uităm că lui Traian i-au trebuit două războaie și că nu întâmplător coloana lui Traian, din columna lui Traian din buricul Romei vine să omageze pe învinși în aceeași măsură ca și pe învingători. Și ieri și astăzi am avut imaginea aceasta a marmurei albe care este sculptată sau a pietrei albe care este sculptată, dar trebuie să știi că mare parte din obiectele de aici au avut culorile lor, pigmenților. Mai cu seamă, columna lui Traian, în mod cert, a fost colorată, a fost pictată. Cum, printre altele, sunt câteva piese în lapidariumul de la Deva, ca și în lapidariumul de aici, că este sigur mult mai mic, dar... Și noi am vizitat-o și la Muzeul de Istorie. Spune suficient de multe, am vizitat și la Muzeul de Istorie. Sau, dacă vrei, putem compara lapidariumul de aici, de la Deva, cu lapidariumul etrusc de la Cortona sau alte zone de genul acesta. Romanii, spre deosebire de ceilalți, își înfrumusețau foarte mult viața. Construiau cetăți de apărare în care să fie implementată o administrație, dar veneau și cu elementul de cultură și civilizație absolut remarcabile din punctul meu de vedere. Da, faptul că au construit atât de bine și atât de mult, respectând, de fapt, sau aducând proiecte de ale lor din... Experiența întreagă pe experiența care avem. Și mai e un lucru care trebuie să-l reținem. Multe din pietrele de la Ulpia Traiana s-au transferat în bisericile de piatră ale zonei, în case, în poduri. Există foarte aproape la Ohaba o rămășiță între puținele rămășițe de pod roman. E bine de știut că așa s-a încreștinat de fapt Ulpia Traiana. Piatra ei a folosit la zidirea altor construcții, da, care s-a dus slavă lui Dumnezeu. Deși cred că Forum Novum cred că avea și această funcție oarecum depășit de administrativul, trecea în partea spirituală, așa cum colegii noștri cred că au surprins deja suficient de multe rămășițe ale templelor și ale spațiilor sacre. Există chiar un cartier sacru al Ulpiei Traiana Sarmisegetusa. E povestea în date și pietre, dacă vrei, pentru a putea să simtă mai mult, oamenii trebuie să vină. Trebuie să vină aici și unde vor găsi și un personal foarte bine instruit care să le explice la fața locului, pas cu pas, despre fiecare clădire care va fi fost în acea perioadă. Acum trebuie să spunem că în sine, vizitarea unei cetăți de talie aceasta presupune și un alt nivel de intuiție și de imaginație. Trebuie să vezi barăcile unde ele nu mai sunt, să vezi forumul, să te duci să cumperi ulei dintr-o piață care nu mai este, să simți mirosul peștelui chiar dacă el a zburat de aici de foarte multă vreme. E important să ducem copiii în astfel de locuri. Există o geometrie a arhitecturii pe care nu poți învăța, arhitecturii în arheologie pe care nu poți învăța decât la fața locului. Eu sunt mult mai mândru de astfel de construcții decât multe alte construcții pe care noi le-am trântit prin orașe și le-am supus unor analize estetice care nu dau nicicum peste nivelul acestora pe care le avem aici la îndemână.
Da, deci putem învăța și astăzi în construcțiile noastre de la, din proiectele de odinioară. Sunt convins că da. Oricum, ceea ce am reușit noi să le arătăm telespectatorilor prin imagini și prin ceea ce ne-ați povestit, pot fi completate cu vizitele de aici, dar și cu acele cărți pe care le-ați pomenit în... Sunt o grămadă de lucruri pe care nu cred că le putem surprinde. Ți-am spus și la muzeul de la Deva și o spun și aici, îmi pare foarte rău că profesia aceasta de scormonitor în pământ nu-i face pe arheolog să fie mai vizibil, mai auziți, mai protejați un pic și mai prezenți în descrierile lucrurilor pe care le-au de împlinit. Dacă îți aduci aminte, noi am pornit la Isaccea să filmăm pentru că eu eram supărat că l-am descoperit pe un profesor cu copii minunându-se singur de monedele romane pe care le descoperisele. Ți-aduci aminte, cred că emoția aceea parcurgând malul Dunării și găsind toartă de amforă. Nu le-am luat acasă, stați liniștiți, le-am lăsat la fața locului, dar sunt hale întregi de astfel de descoperiri arheologice care nu sunt la îndemâna noastră. La Galați știu că de fiecare dată când se retrage Dunărea dinspre faleză se vede o bazilică de secolul 3-4 probabil. Nici aici nu e altfel, nu sunt toate lucrurile decopertate și ridicate la lumină. Cred că avem o țară extrem de bogată în astfel de... Pășim pe istorie, cel puțin în astfel de lucruri. Urme. Mie mi-a plăcut un început la un volum care se cheamă Jocul periculos al falsificării istoriei și îl pomenește acolo pe Iorga spunând că nu suntem dintre neamurile care ne-am fixat borna de hotar legată de șaua cailor, acolo unde caie s-au oprit ca să poată mânca iarbă, ci bornele noastre de hotar sunt adânc îngropate în humusul țării. Trebuie doar mâini destoinice să le scoate la suprafață. Nu știu de ce, adică știu de ce, dar a zice încă o dată, nu știu de ce zilele acestea trecând prin locurile acestea binecuvântate, mi-am adus aminte de Vasile Pârvan, de Daicoviciu și școala lor, de părintele profesor Mircea Păcuraru și dragostea lui pentru lucrurile acestea, m-aș și gândi foarte de ce aș fi putut fi altceva decât un istoric omul ăsta care a iubit cu atâta prețiozitate țara Hunedoarei și a Hațegului. Sper din toată inima să se mânească generații, să iubească piatra ascunsă în țărână. Vom continua să vizităm locurile în care piatra aceasta ascunsă sau descoperită o vom regăsi în zidurile bisericilor și o vei vedea felul în care a fost sfințită prin slujbele care se săvârșesc în bisericile. Mergem din această zonă. Mergem în tinezatul străi Sfânt Georgiului, cum s-ar spune. Sper din toată inima să ne bucurăm și să ne închinăm ca niște magi la locul nașterii lui Hristos. Suntem dinaintea unor borne de piatră prin care Hristos a intrat și a rămas în lumea aceasta Hațegului și Hunedoarei. Vă mulțumim. Continuăm povestea noastră.